Uneori ceea ce este bun pentru inima ta este bun și pentru creier. Un studiu recent asupra adulților americani de peste 50 de ani a constatat că cei care au avut animale de companie timp de mai mult de 5 ani au obținut un scor mai bun la testele de memorie cognitive decât cei care trăiesc fără prieteni necuvântători. Descoperirile sugerează că efectul animalului de companie poate proteja mai mult decât sănătatea intestinelor și inimii noastre. Ar putea juca de asemenea un rol în creierul nostru. Rezultatele se bazează pe un sondaj reprezentativ la nivel național din 2010 până în 2016, care printre alte întrebări a întrebat peste 20.000 de adulți cu vârsta peste 50 de ani despre statutul lor de companie. Folosind aceste descoperiri, ani mai târziu, cercetătorii au arătat că că cei care au bifat caseta pentru animale de companie au arătat diferențe interesante în scopurile lor cognitive parcursul perioadei de testare de 6 ani. Uneori, ceea ce este bun pentru inima ta este bun și pentru creier. Un studiu recent asupra adulților americani de peste 50 de ani a constat că cei care au avut animale de companie timp de mai mult de 5 ani au obținut un scor mai bun la testele de memorie cognitive decât cei care trăiesc fără prieteni necuvântători. Efectul a fost evident doar la participanții cu vârsta peste 65 de ani, de obicei atunci când simptomele demenței încep să apară. Dacă o persoană din această categorie de vârstă deținea un animal de companie de peste 5 ani, cercetătorii au descoperit că memoria lor pe termen scurt și pe termen lung pentru cuvinte era mult mai bună decât cei care nu aveau un animal de companie, dar aveau o vârstă similară. De fiecare dată când participanții au fost testați pe parcursul perioadei de 6 ani, cei cu ani, Animalele de companie a arătat scoruri mai bune, chiar dacă inevitabil au îmbătrânit. Constatările sunt doar o asociere, nouă, o dovadă clară că efectul de companie există cu adevărat. S-ar putea, de exemplu, ca oamenii cu o funcție cognitivă mai bună să aibă mai multe șanse să mențină o companie mai lungă cu animalele de companie mai târziu în viață.